ce ai, să iei aminte. Ajută dacă poți cumva. Un colț de pâine, niște bani, o haină, niște jucării. Ajută, genul, cer să facă. Și în zice, tu vei. Noi o poveste vă o spune despre un copil orfan de mamă, ce avea prieten doar un câine, Lizuca și Patrocle îi cheamă. Astăzi de acasă au fugit și spre bunicii și-au pornit, căci doar acolo să se întâlne și se îngrijesc cum se convine. Dar iată pe Lizuca vine! Am văzut de multe ori drumul ăsta spre bunici. Este presărat cu flori, uite una chiar aici. Vai, cât a crescut de mare, seamănă cu vântul soare. E înaltă și frumoasă, parcă e împărăteasă. Spune, ce mai faci, ma ta? Ți-o pune, fata mea. Mulțumesc de întrebare, cum se mințele la soare, că sunt floarea soare, răsfătoasă cerul. Spune, unde ați plecat? La bunicii mei, în sat. Hai, Patrocle, să plecăm. Tu rămas, floare, frumoasă. Brrr, se lasă frig afară.
noi padrone, domnul nu te mai cunoaște. Știu că tu o să mă afli de un venit în răbaș, că ești vrednic și viteaz, eu te mă scap de necar. Serio, o să ne nu mă pâine, nu mă pâine. Se pare că visează, dar nu, Iezuca e trează.
iar bunica ei îi spune o poveste cu albine, care a săgetat cândva mama vitre cășirea, ce copilul nu șurea. Gracias.